Bună ziua, iubiții mei! Mărturisesc că am avut destul de mari emoții atunci când cei de la TEDx Zorilor mi-au zis să vorbesc un pic, să vă vorbesc, dar azi de dimineață mi-am adus aminte că mă aflu între oameni minunați. Pentru că fiecare dintre noi suntem aici să ne îmbunătățim, și voi și eu. Și împreună să facem o lume mai bună. Așa că m-am gândit că astăzi să vă vorbesc despre minuni. Și muzică, desigur. Eu fac muzică de 33 de ani și în tot acest timp ea mi-a fost foarte aproape. Aș putea spune că o cunosc bine și cunosc și ce efect are asupra mea. Și aș putea spune că în tot acest timp ea mi-a fost și cel mai bun prieten, dar și cel mai mare dușman. Cum se poate ca acest lucru să fie ambele, nu? Cum se poate ca ea să fie și cel mai bun lucru și cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat? Desigur, nu deodată, poate uneori și deodată, dar succedându-se, în general succedându-se. Ei bine, educația noastră muzicală este o educație destul de competitivă, în care încercăm pe cât de mult posibil să ajungem la o perfecțiune, la o imagine pe care noi ne-o creăm, care este creată, aș putea spune către o corectitudine, o anumită gramatică, înspre care ne îndreptăm. Și această imagine, din păcate, se modifică întotdeauna. Niciodată noi nu ajungem la ea. Și aceasta este o mare, mare cauză de suferință. Acum aș vrea să vorbesc puțin despre această suferință. Care este diferența între suferință și durere? Problema este că durerea, în general, nu noi ne-o creăm și este un indicator. Este o avarie, ca să spun așa, a faptului că ceva în mine nu funcționează. Problema este că suferința eu mi-o creez. Tot timpul este creația mea și este dorința mea nestabilită ca lucrurile să nu fie niciun fel așa cum sunt acum în momentul de față. Și m-am tot luptat cu această suferință timp de ani de zile și îmi cream scenarii de coșmar în cap, gândindu-mă cât de groaznic va fi când voi dirija sau când voi cânta, cum se va uita lumea și cum nu voi fi niciodată acceptat, cum nu voi fi demn de a fi iubit. Până la urmă, cred că despre asta vorbim întotdeauna, despre iubire. Așa că, viața fiind un prieten foarte bun și un înger păzitor minunat, mi-a oferit destule ocazii ca să-mi dau seama că niciodată nu este așa cum cred eu că trebuie să fie. Așa că, ajungând la un moment dat în anul 2015, despre care spuneam că era cel mai rău an de până atunci, în care fusesem dat afară de la filarmonică, de unde eram dirijor, așteptam un post undeva să mi se ofere și s-au oferit alte persoane și mi gândeam că lumea este extraordinar de nedreaptă. Am ajuns cumva în Peru, în cealaltă parte a lumii, și sincer n-aș fi ajuns acolo dacă nu s-ar fi întâmplat acest concurs de împrejurări. Am ajuns în Peru și acolo am avut un moment, în al doilea an aș putea spune, în al doilea an de luptă cu lucrurile, cu faptul că muzica ar trebui să fie într-un anumit fel sau într-un anumit fel, ar trebui să fie așa sau așa după o anumită gramatică și de ce cei din America Latină care ar trebui să știe pe de rost cum facem noi muzica vestică, muzica europeană, de ce ei nu pot să o cânte așa cum este în capul meu, nu? Și am avut un moment, un mic moment, cândva într-un concert pe care îl făcusem într-un sat prăfuit, într-o biserică, și în afară erau claxoane și țin minte și acum că mă gândeam de ce cântă orchestra dezacordat și de ce afară sunt claxoane și de ce este praf în biserică, pentru că muzica clasică ar trebui să se cânte într-un mediu steril. Și în toată această avalanșă de gânduri vine un câine și se așează în fața mea, la picioarele mele. Și atunci am avut un moment în care puteam să cred că pe lângă toată catastrofa care se întâmplase, a mai venit și acest câine care nu s-a mai pomenit până acum. De ce să fie acest câine aici alături de mine, în biserică? Dar am stat puțin și am pus mâna pe el și în momentul acela s-a făcut un declic. În momentul acela mi-am dat seama că eram exact acolo unde trebuia să fiu. Mi-am dat seama că lumea este minunată exact așa cum este și că nimic nu trebuie să fie niciun fel. Că totul este perfect așa cum este exact în acest moment.
Atunci am plâns, gândindu-mă cât de prost am fost, că mi-am pierdut atâta timp din viață încercând să fug după Caivers pe pereți și după fata Morgana, pe care nu ajungeam niciodată. Și n-aș fi ajuns să o prind niciodată, pentru că se schimba întotdeauna. Ei bine, dragii mei, acela a fost un moment de răscruce. Un moment din care mi-am dat seama că în viață momentul acesta este singurul pe care îl avem. Acest moment este singurul care contează și singurul pe care putem să-l trăim. Mi-am dat seama că muzica nu poate să fie un scop în sine. Muzica nu poate să fie decât o unealtă. Este o unealtă de experimentare a vieții. Aș putea spune că muzica este o viață în miniatură. Cum adică? Păi, de exemplu, să luăm câteva exemple. Să vorbim despre limbaj. Ce sunt sunetele? Literele. A, B. Ele sunt luate de sine stătător, nu au foarte mare valoare, nu? Fa. Fa diez. Sunt doar niște sunete. Dar ce facem cu relația dintre ele? Ar putea să sune foarte dezacordat, nu? De multe ori ne întâlnim cu asemenea situații, nu? Se întâmplă, mai ales în ultima vreme. Dar dacă ne gândim puțin și ne distanțăm doar câțiva pași, cât de frumos pot să se acordeze lucrurile între noi, nu? Doar niște sunete. În muzică ne putem da seama de foarte multe ori că aceste disonanțe se pot rezolva într-un mod foarte armonios. Și acest lucru putem să îl aplicăm și în viață. Muzica este viață, pentru că de fapt viața este vibrație. Tot ce este în acest univers este o vibrație condensată la diferite frecvențe. Și din cauza aceasta putem să ne folosim de muzică pentru a evolua. Muzica ne poate duce într-o călătorie fantastică. Tot ce ne trebuie este să avem răbdarea și curiozitatea să o experimentăm. Să stăm într-un fotoliu și să ne luăm 5 minute sau 10 minute din timpul nostru și să vedem în ce călătorie ne poate duce. Cum poate ea să vorbească cu personajele noastre? Cum putem noi să creăm o poveste măiastră cu trăirile și emoțiile noastre, cu experiențele noastre prin care muzica trezește aceste trăiri? Desigur, există diferite compoziții care vorbesc despre tragedii, despre războaie, despre masacre sau despre o bucurie paradisiacă. Iar noi ne putem, într-un fel, contagia și conecta la ele, la un nivel mai mic, cu experiențele pe care le-am trăit noi din acest spectru. Muzica ne leagă, muzica ne acordează. Felul în care putem trăi la un concert, simfonic sau nu, în special pe o scenă mare, unde eventual și dansăm, nu? Colegul de lângă mine este cel mai bun prieten al meu, niciodată nu l-am cunoscut până acum, dar el este aici cu mine și gândește exact ce gândesc eu și simte exact ceea ce simt eu. Și același lucru simte și artistul de pe scenă și toți cei din jurul meu. E minunat! Până la urmă, acesta e paradisul, această uniune neasemuită între noi, pe care trebuie să o creăm. Ce aș putea să spun? Ce s-a schimbat revenind la acel moment? Ce s-a schimbat în mine de am trecut de la suferință la fericire și de la iad la rai? În acel moment în care am pus mâna pe câine. El era tot acolo, biserica era tot prăfuită și orchestra era la fel de dezacordată. Am schimbat un lucru. Am schimbat perspectiva. Dacă aș putea să vorbesc despre o formulă magică, aș spune că este chiar aceasta, perspectiva. Și, sincer, mi-este foarte simplu să o schimb, nu? Haideți să facem un exercițiu de schimbare de perspectivă, nu? Să ne gândim un pic cum am putea să facem acest lucru. V-aș ruga să închidem ochii și să ne gândim la o situație din trecut, pe care am judecat-o într-un mod groaznic, la care ne-am gândit că este extraordinar de neplăcută și de nefolositoare pentru noi. Dar,
care mai apoi s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care se întâmplase. Poate o despărțire sau poate ceva a plecat de la noi, am pierdut un loc de muncă sau o persoană dragă. Și totuși acest lucru era cel mai bun lucru care s-a întâmplat. Poate nu imediat după aceea, dar la un scurt timp, nu? Cu toți am avut aceste experiențe. Iar acum să mergem puțin mai departe, să accelerăm și să ne gândim la o situație de acum. Pentru că sunt sigur că acest context al pandemiei ne-a oferit tuturor destul de multe situații în care pe care să le putem vedea ca groaznice. Destul de prilejuri să suferim. Și haideți să ne gândim cum s-ar putea ca acest prilej să fie cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat până acum. Ceva care să-mi folosească spre evoluție, să-mi folosească spre îmbunătățire, ceva care să mă ajute să devin cea mai bună persoană despre care cred că pot să fiu. Cum ar fi acest lucru? Un prieten drag mi-a spus o pildă, putem să ne deschidem ochii puțin. Un prieten drag mi-a spus o pildă chinezească pe care o țin minte și o voi repeta de acum pentru tot restul vieții mele. Spune așa, un țăran bătrân, sărac, dar înțelept, avea un fiu și mergea în fiecare zi la munca câmpului. Și avea un cal. Și într-o zi calul nu vine cu ei împreună la muncă. Și fiul spune, tată, ce ghinion, cum de nu avem calul să ne ajute, că uite cât de mult avem de muncă. Și tatălui spune, de unde știi că e ghinion? Ia să vedem ce aduce ziua de mâine. Trece o zi și calul se întoarce cu o iapă sălbatică lângă el. Iar la care fiul îi spune, tată, ce noroc! Ia uite, avem doi cai care să ne ajute de acum încolo la munca câmpului. La care tatăl îi spune, de unde știi tu că e noroc? Hai să vedem ce aduce ziua de mâine. Mai trece o zi și copilul emoționat se urcă pe iapă, vrând să o călărească, iar iapa fiind sălbatică și nefiind obișnuită cu cineva, în spatele ei, îl aruncă, iar băiatul își rupe piciorul. Și spune tatălui, tată, ce ghinion, uită-te că acum mi-am rupt piciorul și nu mai pot munci. Îi spune tatălui, stai liniștit, de unde știi tu că e ghinion? Ia să vedem ce aduce ziua de mâine. Și a doua zi, el fiind în pat, cu piciorul rupt, vin niște ostași, niște oameni trimiși ai împăratului să recruteze pentru război. Și îl văd în casă cu piciorul rupt și nu-l iau. Ei bine, ce putem spune? Era ghinion sau era noroc? Ce e ghinionul și ce e norocul? Nu e până la urmă totul în mâinile noastre? Da. Aș vrea să spun despre anul 2020, că și pentru mine a fost un an pe care aș fi putut să-l consider greu. Eram în India, tocmai la începutul pandemiei, plecasem 2 luni pentru a mai experimenta și a mai învăța despre viață. Și chiar înainte să-mi termin cursurile, cu 2 zile, țara a intrat în lockdown. Aș fi putut să mă supăr foarte tare, cum făceam înainte. Unul la mână pentru că meseria mea de dirijor a fost total afectată, anul acela a fost dezastros. Și pentru faptul că, mă rog, era o sursă de venit pe care nu puteam să mă bazez și multe alte lucruri pe lângă aceasta, știi, bla 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 blauri din cap, din creier, pe care mintea noastră le emite tot timpul. Și am spus că nu o să mă agit, nu o să vreau să mă întorc în țară, pentru că nu am ce să fac acolo. India fiind închisă și rămân în India. India e și ieftină. Cu banii pe care nu-i câștigam în țară, puteam să trăiesc oricum în India. Așa că am hotărât și am rămas până s-a eliberat. De fapt, nu s-a eliberat, nu s-a deschis India nici până acum. La un moment dat am plecat, dar am stat 5 luni în care am făcut tot ce am putut să mai bine cu ceea ce mi s-a dat. Fiindcă orașul era închis, mi-am făcut un sistem de cazarmă în care stăteam în autoizolare și experimentam cu trăiri și emoții, cu practicile pe care le învățasem zi de zi. Și vreau să spun că anul 2020 a fost cel mai bun an al meu de până acum. Este până la urmă doar o perspectivă, nu? Haideți să închidem ochii și să mai accelerăm puțin procesul. Să ne imaginăm că trăim într-o lume minunată, minunată în care fiecare lucru care vine spre noi ne este menit să ne ajute să fim mai buni și mai buni și să ne bucurăm și mai mult de această lume în care trăim.
Ce frumos este, nu? Cum am putea să ne folosim de fiecare, de fiecare lucru ca să devenim și mai fericiți? Pentru că fericirea, la fel ca suferința, este o alegere. Ea nu este un sentiment. Ea este dorința mea de a accepta viața în mod activ și de a mă bucura de fiecare lucru pe care ea mi-l rezervă. Nu? Cu cât e mai puternică imaginea, cu cât e mai puternică experiența, cu atât este oglinda mai clară. E un gând. E doar un gând. Dar am putea să-l transformăm într-un experiment de viață, nu? De ce nu? Cum ar fi să luăm fiecare dimineață acest gând, să avem acest gând la trezire? Că această lume este minunată și eu mă voi bucura de ea și voi folosi orice lucru care vine spre mine să devin cea mai bună versiune a mea și să pot să profit și să o accept și mai mult. Iar peste zi să țin ochii deschiși și să văd ce-mi rezervă muzica. Cum pot să mă acordez acestei vieți? Cum pot să fac să le dau și celor de lângă mine un pic din darul iubirii, din darul dragostei și să clădim împreună o lume mai bună? Muzica poate să fie o unealtă puternică. Și să nu fie frică să o folosesc. Să cânt, să mă bucur de ea, de orice chip, în orice fel îmi pot imagina. Și să descoper dimensiunea miraculoasă a vieții, dându-mi seama că paradisul este aici și acum. Iar eu ajut să-l construiesc. Vă mulțumesc!